Copiii unora dintre voi învață acolo. Voi mergeți în vacanță acolo. Alții au și pașapoarte europene. Unii chiar beneficiază de plăți sociale, fac afaceri în UE. Oare voi nu vreți ca copiii Moldovei să trăiască ca acolo, ca în Uniunea Europeană? Sau vreți ca copiii voștri să fie aruncați în închisoare? Pentru că scriu o postare critică la adresa conducerii țării, așa cum se întâmplă în Rusia? Oare voi nu vreți ca moldovenii să aibă libertatea de a construi țara așa cum vor și nimeni să nu se amestece în treburile interne ale țării noastre? Ați văzut multe grădinițe, spitale, școli reparate din banii de la Kremlin sau donații? pentru dezvoltarea localităților, dinspre Kremlin ne vin doar amenințări, embargouri și șantaj. De acolo vine doar război, suferința și sărăcie. Uniunea Europeană este unica noastră șansă de a construi o țară în care doar cetățenii ei au dreptul să-și decide soarta. Cu greu am dat jos de la putere găștile de bandiți. Și iată, unii se fac deja luntre și punte pentru a vinde țara Cremlinului, ca să revină la putere și să sugrume Moldova mai departe. Și hoții, vânzători de țară, și Cremlinul au același obiectiv, să facă Moldova slabă ca să o poată folosi după bunul plac.